Aparatele mi-arată că sunt în direct pe Facebook deocamdată, dar înregistrarea asta o să o bag și pe Curaj TV și pe YouTube, canalul meu de bază, Oleg Brega. Am ora 7:24, sunt la București în drumul taberei. Azi se spune că e Blue Day, Blue Monday sau ceva de felul ăsta, cea mai tristă, cea mai depresivă zi din an. A calculat cineva, probabil bazat pe cultura americană. Nu se referă la mine. Azi am aflat o veste bună de la Căușeni că instanța a anulat amenda aberantă și sufocantă și paralizantă sau chiar falimentară pentru familia aceea de 2400 de lei aplicată unei femei care s-a adresat la un avocat, căruia i-a spus procurorul că e de stat și a cerut ajutorul într-un dosar penal în care ea e reprezentanta părții vătămate a copilei de 6 ani care a fost lovită cu mașina de un imbecil pe zebră în fața cinematografului Grigore Grigoriu de la Căușeni. Ea mi-a spus mie povestea asta că avocatul i-a zis întâi, n-au un telefon, sună la Chișinău ca să prezinți actele necesare pentru asistența juridică garantată de stat, după care i-a mai zis și pregătește 1500 de lei pentru onorariu. Și femeia a zis, ce fel de avocat de stat dacă îmi cere onorariu? Întâmplător l-am întâlnit pe stradă, i-am cerut replică, i-am luat un interviu, omul în loc să ne răspundă, să explice, să zică, nu e adevărat, ați încurcat ceva, ne-a trimis la plimbare. După care, când a văzut că apare pe YouTube și video cel are aproape 6000 de accesări, s-a dus și s-a plâns la poliție, la foștii lui colegi. El a lucrat cândva milițian, am aflat acum în instanța de judecată că a fost și la război și a luat medalia pentru vitejie. Și polițistul n-a stat mult pe gânduri, i-a aplicat femeii amendă, el s-a plâns și pe mine și pe femeie. I-a aplicat femeii, doar femeii, o amendă de 2400 de lei, ziceam o sumă enormă pentru ea și pentru mine e mare. Și femeia s-a speriat. Ne-am dus și am cerut la centrul acela de asistență juridică garantată de stat un avocat să o apere împotriva unui avocat cu care acel centru are contract, chiar dacă legea spune că în cazuri de calomnie nu poți obține asistență juridică garantată de stat. Ceea ce mi se pare nedrept, dar așa s-au gândit legiuitorii. Totuși, pentru că e vorba de un avocat partener al lor, s-au gândit să o apere pe femeie, măcar în cazul ăsta, măcar de data asta. Și i-au dat un alt avocat care e prieten cu celălalt avocat. Și acela i-a zis, ce, cum poți să te aperi eu dacă e prietenul meu? Și vinea cu mașina la judecată cu același avocat împreună, cu care se lupta. Da, bine, până la urmă am fost eu prezent în instanță, m-am cerut ca martor, am făcut tot felul de video, le-am publicat o parte pe Curaj TV, pe canalul meu de YouTube și o parte o să le public de acum încolo. În seara asta, judecătorul ne-a ascultat cu minte, calm, ne-a permis să filmăm la începutul ședinței, ne-ar fi permis să filmăm și pronunțarea, dar nu eram eu azi la Căușeni. Am înțeles de la oameni că el e președintele instanței, bravo lui că s-a portat astfel onorabil și azi chiar a scos o hotărâre prin care a spus se anulează procesul verbal de contravenție în sumă de cât era el 48 de unități convenționale, deci înmulțit la 50 de lei unitatea, ies o grămadă de bani. Nu știu dacă avocatul acela va dori să mai meargă cu recurs ca parte vătămată, are dreptul. Și polițistul, care nu s-a prezentat în instanța de judecată, agramatul de polițist care scria în citație, ești citată pentru calomnie. Atât de tare înțelege legea, încât măcar nu știe cum se scrie. Nu s-a uitat în articolul acela 70 să vadă cum se scrie calomnia. Nu s-a prezentat în instanța de judecată, dar are dreptul să facă recurs. Eu am impresia că procesul verbal a fost anulat, a fost casat și pe motiv de neprezența lui în instanța de judecată, pentru că a fost citat din timp și cauza s-a întâmplat în septembrie, în octombrie a fost amendată femeia și iată, primul termen a fost numit pentru ianuarie. Deci eu nu cred că avocatul și acel polițist vor dori să ajungă la Chișinău la Curtea de Apel, pentru că e mare riscul să-i prind acolo și să-i filmez din nou și să-i iau la 3 parale. Deci probabil femeia a scăpat de amendă și sunt încântat, mulțumit că justiția moldovenească a făcut dreptate. Dar iată ce document aveți aici în față. E vorba de un act emis acum o lună, dar pe care l-am primit abia azi, de la parchetul militar din București, căruia m-am plâns acum 5 luni pentru fapta unui, am vrut să zic carabinier, dar e echivalentul lui jandarm, care păzea parchetul Cornetu, județul Ilfov, dar el are domiciliul în București. Nu știu de ce a ajuns la parchetul militar din București. Probabil nu există alt parchet militar pentru județe, e pentru toată regiunea de sud. Oricum, ne-a sfătuit avocatul Păpușă, care mă ajută și m-a ajutat să scriu și plângerea. Am dus-o la parchetul militar, am fost chemat la Cornetu și audiat odată de către polițistul de acolo, atunci prin septembrie, și după aceea m-am mai chemat odată prin noiembrie sau decembrie pentru confruntare cu jandarmul Iager Gabriel. Și iată, vedem ordonanța de clasare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prevăzut de articolul 205 alineatul 3 din Codul Penal, deportare abuzivă prevăzut de articolul 296 alineatul 2 din același Cod Penal și de abuz în serviciu prevăzut de articolul 297 alineatul 1 din Codul Penal, fiind incidente prevederile cu tără și el aduce argumente juridice. Procurorul colonel magistrat Scarpet Vasile. Omul zice că ce a făcut atunci Iager Gabriel în august nu a fost abuz. Dar eu nu sunt de acord cu chestia asta, mai ales că, iată argumentele, omul citează pe Iager, ce a explicat el, o citează pe cineva civ, nu știu ce o fi, angajat acolo la procuratură, Susac Marin, un coleg de-al lui Iager, probabil polițist, și civ Șerban Maria Cornelia. Eu nu l-am văzut pe bărbat să iasă pe afară să vadă chestia asta, dar pe Maria Cornelia, dacă ea, aceea care apare în imagini video, am văzut-o. Și a declarat că eu nu mă conformam dispozițiilor, că eram îmbrăcat inadecvat și că nu erau ore de primire. Și iată ideea cea mai importantă și mincinoasă din această ordonanță. Nu sunt probe directe în afara declarației petentului. Și în aceste condiții constat că, neexistând alte probe care să fie administrate în cauză, nu se poate stabili, dincolo de orice dubiu, existența faptei sesizate de către petent. Contrazicerile pe care le dădeam dintre declarațiile mele și ale lui, zice că au fost lichidate în cadrul confruntării, când l-am filmat astă toamnă pe Iager. Poate ați văzut, n-am filmat confruntarea, dar am filmat după aceea ieșirea de la confruntare, cum comunicam cu Iager. Ups, aici încă n-au terminat sărbătorile. Iată-l, Gabriel Iager, să văd dacă se vede. Trebuie să trag asta mai încoace. Iată-l, Iager. Iager Gabriel. Iată întâmplări mai vechi la același parchet Cornetu, unde nu mi se permite să intru în sandale și unde mă trimite să vin doar 2 ore în 2 zile pe săptămână. Atâta lucrează ei cu publicul. Iată cum am fost la parchetul militar cu plângere împotriva acestui jandarm. Și iată o discuție... nu, asta e despre alt incident. Gata. Să vă arăt dar video în care Iager Gabriel mă agresează, mă încalcă drepturile, și video pe care l-am atașat, l-am anexat la plângerea mea către parchetul militar. Iar procurorul care a examinat zice că nu există alte probe. Ceea ce înseamnă că el e fie incompetent și nu poate să citească plângerea mea și nu poate să caute pe sub ea clicul cu imaginile video, dar e ciudat că atunci când m-au chemat la Cornetu, polițistul care m-a audiat de două ori, odată pentru confruntare și odată pentru mărturii, chiar pe telefon a deschis de câteva ori video ca să precizeze anumite chestii, ce spuneam eu și el confrunta cu imaginile video, pe când Iager răsc, eu nu mă uit la video celălalt ca să nu-i fac accesări. Și accesări, într-adevăr, sunt... multișoare, are el de ce să fie gelosă, sunt 9000, mai mult de 9000 de vizionări, deci colegi de-ai lui din jandarmerie și rudele lui au văzut de ce e capabil tovarășul Iager Gabriel. Pe când procurorii n-au vrut, nici n-au vrut să se uite. Eu bănuiesc că e vorba de nu incompetență, ci rea credință, corupție și... Iată faptele acestor jandarmi care judecă oamenii după cum arată și nu te lasă să intri chiar dacă ai chemare prin e-mail și chiar te agresează fizic, iată apare martora în spate. Parchetul militar se pare că încurajează astfel de comportament al jandarmelor și asta mi se pare grav și inadmisibil. Ăsta o fi fost colegul lui, uite abia acum îl remarc că era un coleg al lui Iager pe scaun. Și care n-a zis nimic, n-a intervenit deloc. Dar Iager nu doar că m-a scos din curtea instituției și mi-a interzis filmatul, deci a fost de două ori încălcate drepturile mele, dar a doua oară mă apucă și mă trage în curtea instituției, deci e clară privare de libertate. A vrut și să mă documenteze, dar după aceea s-a răzgândit și a recunoscut că știe cine sunt, mă urmărește pe video. Iată deci ce mi s-a întâmplat la parchetul Cornetu pe 12 august 2019 și iată ce răspuns a dat parchetul, clasarea dosarului, nimic nu s-a întâmplat ilegal. Ce părere aveți? Cum puteți să comentați asta? Eu am zis că e mai degrabă vorba de corupție, de justiție la telefon, și solidaritatea purtătorilor de epoleți de la procuratură, de la parchet, cu purtătorii de epoleți de la jandarmerie. Poate voi credeți că e vorba de incompetență sau poate voi credeți că eu exagerez și că pe bună dreptate nu mi s-a întâmplat nimic aici. N-am fost discriminat pentru că îmbrac pantaloni scurți și sandale vara în august. Ce obrăznicie, nu-i așa? Când acum ar trebui să îmble pe căldura asta, să îmble în sandale și în pantaloni scurți. Și poate credeți și voi, precum polițistul Iager Gabriel, colegii lui și colega lui de la parchet, poate voi credeți că n-aveam voie să filmez acolo în curtea parchetului. Mă mir cum de nu m-au amendat, pentru că am alte cazuri similare în care și amenzi am luat pentru filmare agresivă sau cum o fi zis ei, fără voie. Dacă vreți să participați în discuție cu mine, mă puteți apela prin Skype, mă numesc curaj.net, sau pe Viber, cu numărul de telefon pe care îl știe toată lumea și îl găsiți și la profilul meu de Facebook și îl găsiți și pe Google când cauți telefonul Oleg Brega, sau pe Facebook. Puteți să mă apelați, dar s-ar putea să nu meargă apelul cu video. Sau puteți să înscrieți un mesaj privat și atunci vă sun eu înapoi cu audio, ca să comentați, să participați în discuție. Dacă nu, măcar comentați, dați like, share la această transmisiune live, pe care văd că 46 de oameni o privesc și o consideră probabil interesantă. Comentariile voastre o să le citesc dacă sunt întrebări sau dacă sunt comentarii bune de comentat. Nu o să citesc dacă sunt laude sau dacă sunt complimente. Sau dacă sunt înjurături. Aveți grijă că pentru injurii pot chiar să și vă blochez. Sau după exemplu colegii mele din Hyde Park, pot să vă și denunț la organele de drept. Colegă din sudul Republicii Moldova de la Cahul, care s-a plâns pe un comentariu de la cineva necunoscut de ea, dar poliția a identificat acea persoană ca fiind de la Bălți. Și acolo a găsit persoana aceea și i-a aplicat o amendă. Deci aveți grijă, internetul se asimilează cu spațiul public și deci ce spuneți pe internet e ca și cum ați fi spus în fața primăriei sau la biserică. Deci au amendat-o ca apoi să anuleze amenda și astfel cauza inițială a fost uitată? Bună judecată! Nu, Ronnie Larsen, e vorba despre dosar penal separat, care se examinează, următoarea ședință va fi pe 10 august, și e vorba de dosar contravențional pentru că ar fi criticat pe avocat. Iar avocatul a considerat asta calomnie și s-a plâns la poliție și poliția a amendat-o pe ea, pe femeie. Dar dosarul penal continuă și e același avocat care a apărat-o acum în cauza civilă sau contravențională. În Moldova nu se consideră civilă, în România se consideră civil dacă ai luat o amendă și te judeci. Și iată, amenda asta a fost anulată, pe când dosarul acela penal continuă și sperăm poate inculpatul o să ia măcar închisoare sau amendă sau de asta termen cu suspendare, pentru că fetița cu mama ei erau la trecere de pietoni. O să ne interesăm și de dosarul acela, o să-l monitorizăm, am învățat-o și pe femeie să filmeze, este și Tudor Pânzare acolo la Căușeni, poate o să participe, o să asiste și el la procese. Deci, monitorizăm și cazul acela, nu o să-l lăsăm să se termine în coadă de pește. Suntem gata să recurgem și la proteste. Primele proteste le-am făcut astă vară împreună cu familia și cu Tudor Pânzar și cu Alexandru Muntean. Le-am făcut la Inspectoratul de Poliție Căușeni. Să văd dacă mi-l arată video. Protest la Procuratura Căușeni. Da, și la Procuratura am protestat. Iată, de protestul la Procuratura am uitat. Aici am transmis în direct cu Alexandru și cu bunica acelui copil și cred că era și mama și cu Tudor Pânzare. Da, eram toți împreună. Cam după acest protest l-am întâlnit pe avocatul cel la Bragoi, care s-a simțit calomniat de faptul că femeia Valentina Avramiuță a spus despre el că i-a cerut bani pentru asistență juridică garantată de stat. Până la urmă, e bine că amenda a fost anulată și că femeia a scăpat de plata 2400 de lei, pentru că e o sumă enormă. Ia uite ce interesant, eu nu cred că am făcut etichetare pentru raionul Dom Cultură din Căușeni. Dar de ce mi-apare așa în limba rusă? Că eu doar afișez tot în română, după cum vedeți, da? Chiar și... A, dar aici e amestecat. Văd că dacă canalul e în rusă, titlul e în rusă, în schimb aici ceva descriere în engleză, pe când aici vizionări în română. E ciudat. Asta e efectul globalizării. Cam așa arată globalizarea. Ziceam, dacă vreți să participați, comentați sau scrieți în mesaj privat și vă sun eu prin Facebook. Sau mă puteți apela chiar pe Viber și Skype. Până acum văd doar saluturi și laude. Văd Iurie Bursuc mă întreabă ce părere am despre despărțirea lui Năstase cu Sandu. Eu cred că e o despărțire firească, normală și chiar programată. Atunci când s-a format blocul acum, în statutul blocului scria: acest bloc va fi desființat după validarea alegerilor. Și dacă blocul s-a desființat, ei fiind partide diferite, chiar dacă au aceeași doctrină populistă, populară, sunt afiliați cu popularii europeni, dar sunt partide diferite. Așa ar trebui să se unească toate partidele considerate de centru-dreapta. Cine? Liberalii, mișcarea antimafie, mai că și PD-ul acum a devenit de centru-dreapta, când altădată era de centru-stânga. Deci nu mi se pare nimic nefiresc că Sandu cu Năstase nu pot împărți funcțiile, pentru că au pierdut guvernarea, au pierdut alegerile, acum nu au de ce să fie împreună, decât dacă ar vrea să înlocuiască Partidul Socialist la guvernare și dacă ar face un alt bloc, nu neapărat acum, să numească Amuș sau Poi Mâine și cu mai multe alte partide. Deocamdată văd că marea bătălie se dă pentru locul de deputat în Parlament din partea hânceștilor și ambele partide au câte un candidat propriu. Partidul Maie Sandu o propune pe fosta ministră a Justiției Olesia Stamate, care de altfel pentru funcția de ministru a fost propusă de partidul lui Năstase, iar Năstase, partidul lui Năstase, îl propune pe Mihai Druță, care de altfel era luat în considerație de partidul Maie Sandu pentru a-l propune la alegerile din toamnă pentru circumscripția 50 diaspora, în locul Maie Sandu, dar după aceea au propus-o pe femeia aceea, Sajen, care așa a ajuns deputată. Deci n-am alte comentarii, e bucătăria lor politică și nimic surprinzător. Fiecare trage la turta lui și numai eu la mine. O salutăm și pe Tudor Pânzare, arată că ne privește, că mă privește. Aici video s-a terminat și probabil o să trebuiască să arătăm altul ca să nu ne acuze de furt intelectual, că le-am furat video. Cine ăsta? Asta e tot clip de-al nostru, dar asta e reclamă, am înțeles. Anulăm reclamă. Aici femeia s-a mai plâns că e discriminată și am filmat-o la serviciu, la centru sportiv din Căușeni. După aceea și fost dat afară, sau a plecat ea singură, nu mai știu exact cum s-a întâmplat. Dar nu i-a folosit, în cazul ăsta nu i-a folosit mediatizarea. Dar vorba aceea, tot rău e spre bine. Poate își găsești un serviciu mai bun decât acela de la centru sportiv din Căușeni. Ce crezi despre Bidon? Mai are de călătorit Moscova când o să lasă turismul și se va apuca de Moldova. Dima Rusu, el nu se va apuca de Moldova și nu va renunța la turism, pentru că asta îi aduce bani, plăcere și voturi. Dodon e Voronin 2. Dodon spune electoratului ceea ce vrea electoratul manipulat de mass media rusească, de cultura rusească, îi spune ceea ce vrea să audă. Și de asta Dodon, cât mai e primit la Moscova, va merge la Moscova. Când, iată, am înțeles că azi l-au eliberat din funcție pe tatăl partenerului de afaceri, Ceaica, care a fost procuror șef al Federației Ruse, s-ar putea să vină alt procuror și să continue relațiile de prietenie și de afaceri ale fratelui lui Dodon cu nou procuror. Dar asta ține deja de bucătăria lui Dodon, bucătăria lui politică. Cât timp poate, cât timp îi permitem, iată, am înțeles că i-am plătit deja până acum în primele 3 săptămâni 2 milioane de lei din bugetul public ca să călătorească, de ce nu? Cât omul poate, călătorește. Nu mai am alte comentarii, de ce poate o să dau o fugă până pe Curaj TV să mă mai laud cu realizări. Asta e imaginile video, sunt imaginile video filmate de Valentina Avramiuță și în care săracul avocat Bragoi se scapă cu vorba și zice despre mine tâmpitul, ca să arate cât de irresponsabil e fostul polițist și fostul procuror care se plânge de calomnii, dar el nu e capabil să evite cuvintele injurioase, dar are noroc că nu sunt la fel de sensibil ca el și nu mă voi plânge la poliția din Căușeni, mai ales că n-am încredere în poliția din Căușeni. El poate se cunoaște cu polițiștii de acolo, dar eu nu. Colegul meu din Hyde Park, Valeriu Gușan, a sunat un intermediar, un samsar, și a înregistrat discuția cu el și a aflat că pentru cetățenie română trebuie 3.000 de euro, și dintre care o bună parte se va duce pe mită funcționarilor publici, ceea ce e foarte grav. Tot de la Căușeni avem mărturie filmată de Tudor Pânzare, de la un fost voluntar, fost combatant la război, actual doar veteran de război, Mihai Macarencu, care zice: oameni buni, haideți să cerem demisia ministrului de interne pentru ce s-a întâmplat la Elizaveta, lângă Bălți, unde un carabinier a împușcat un tânăr. Omul crede că nu doar ministrul de interne, dar tot guvernul trebuie să-și dea demisia din cauza asta. Aici sunt mărturii de la Gabriel Nițu, de la Buzău. O scrisoare deschisă au trimis oamenii acum o lună și n-au încă niciun răspuns de la premierul Chicuș, de ce eu decis să o facă publică. Niște abuzuri la Pelivan, în raionul Orhei, unde oamenii au investit într-o casă, într-un bloc, o casă cu 8 apartamente. Trăiesc deja acolo, dar proprietarul de drept al acelui bloc îi pune să plătească apartamentele integral, de parcă ei n-ar fi investit în construcție, în terminarea construcției. Și iată, se judecă, e litigiu, dar oamenii cer și ajutorul politicienilor. Am filmat azi un accident, nu chiar accidentul, dar consecințele accidentului pe calea 13 septembrie din București. Un om e foarte revoltat de felul cum a fost tratat în ultima săptămână la Mold Telecom și zice de o săptămână n-are internet. Totuși el de pe telefonul mobil a transmis live furia lui de 10 minute sau cât are, da, aproape 11 minute. Și foarte bine face că critică prestatorul de servicii care se comportă ca un monopolist. Cineva ne-a trimis video cu un șofer sau o șoferiță care a așteptat răbdător la un semafor să facă verde, dar la următorul, al doilea, care apare la 100 de metri, n-a mai avut răbdare și a mers pe roșu, încălcând astfel legea. Și avem multe video de la Harigeană, activist civic din județul Prahova, care însă călătorește prin toată România și ultima vreme ne-a relatat foarte mult din Alba, de pe lângă Arad. Și avem scrisori din penitenciare. Ați văzut ieri, alaltăieri poate, am avut primul protest din anul ăsta la București. L-am făcut în fața Agenției Naționale a Penitenciarilor, sau nu știu cum, Autoritatea Națională a Penitenciarilor. Și am fost cu rudele unui fost deținut de la Giurgiu, care a fost bătut, maltratat în închisoare și după aceea a murit la spital. Și ancheta se face de mântuială, iar se spune șeful închisorii de la Giurgiu a ajuns acum șef la ANP. Presa ne-a cam ignorat, a venit doar la o agenție de presă, de fotografii, ne-a făcut poze și a plecat. O televiziune a promis că vine și a găsit altceva mai important de făcut. Ceea ce înseamnă că rămânem la firul ierbii și în mainstream, la televiziuni, vedeți altceva care nu întotdeauna e legat de realitate. Vi se prezintă realități paralele. Coada la gheaz, e un video de 4 ani care a revenit în topuri. De fiecare dată când botează pe stil vechi sau pe stil nou, tot revine acest video care a făcut carieră, mai ales pe Facebook. A fost preluat și a fost văzut de milioane de oameni. Aici pe YouTube are aproape 80.000 de accesări. Oamenii se duc, stau în rând la aghiazmă, dar aghiazma nu-i decât apă din robinet, de care are toată lumea acasă. De la Sfântul Robinet acoperit cu o cărpuță, ca să nu se vadă. Da? Și peste tot puteți filma așa spectacol, pentru că aghiazma nu-i decât apă și nu are niciun efect miraculos, e un efect placebo. Oamenii își însuflă că ar avea efect miraculos, dar în orice apă pot să bagi o cruce de argint și niște busuioc și o să fie exact ca aghiazma. Nu e necesar să vă duceți, să stați la coadă, pe ger, pe frig, la biserică, în felul ăsta susținând businessul bisericesc, business din care se îndoapă clerul bisericesc, preoții, călugării, de pe lângă ei cine mai lucrează pe acolo, mitropolia, patriarhia rusă sau românească, Eu zic că deja în secolul 21 e timpul să devenim raționali și să ne bazăm pe ce zice știința și să nu ne bazăm pe superstiții. Ion Geban cere demisia șefei Direcției Educației Rodica Guțu. Este acuzată de favorizare și tolerarea mai multor nereguli în grădinițe. Și aici vor să pună omul lor, socialist. Da, omul s-a instalat pentru 4 ani acolo și de ce să aibă în subordine oameni incomozi? N-are ce face cu primarii din sectoare, din suburbii, dar cu șefii de direcții își permite, mai ales că are și o fracțiune foarte mare de socialiști în Consiliu. Pe care mal de Prut stai acum mai mult și unde e mai coruptă poliția, medicina, învățământul și așa mai departe? La noi sau la ei? Ce părere ai? Andrei Bălănuță. Stau alternativ, când pe o parte, când pe alta de mal de Prut. Mă simt acasă și la Chișinău, și la Pepeni, și la Bălți, și la Cluj, unde am fost recent. Și probabil e același nivel de corupție și în România și în Republica Moldova. Nu putem compara. Adică na, România e în Uniunea Europeană, se spune că justiția românească e progresistă, e bună, se lăudau cu realizările Laurei Codruța-Căveși, dar uitați-vă ce mi-a făcut parchetul militar. Nu vă mai spun câte alte astfel de documente am de la alte parchete sau instanțe de judecată. Până acum, din procesele mele civile, din amenzile mele de la poliție, am doar una câștigată de la judecătoria sector 1, împotriva jandarmelor din Piața Victoriei, de la protestele Rezist. 3 le-am pierdut definitiv și deja pregătesc cererile la CEDO, aștept ultima decizie a tribunalului și una e pierdută în prima instanță, aștept hotărârea sau decizia, nu știu cum se numește ea, ca să o contest la tribunal și eventual după aceea să mai trimit o cerere la CEDO. Deci până acum justiția românească în cazurile mele s-a manifestat cam ca justiția moldovenească. Ați văzut că și la Chișinău am fost amendat recent și am fost la un proces de judecată la Ciocana pe data de 10 februarie. Sper să am decizia, ca și în cazul Valentinei Avramiuță, sper să fie o decizie de anularea procesului verbal. La mine amenda e mai mică, doar 1000 de lei. Și era vătămare, ci că vătămare corporală, femeia ce îți plângea că am dat-o cu capul de pereți, că am tras cu pumnii în cap. Când pe video se vede că vine ea la mine, mă gâtui, aveam și haina ruptă, m-am dus cu haina ruptă la judecător și am arătat-o. Deci pe video se vede una, dar judecătorii, ca și polițistul, poate să zică nu văd, n-aud, nu știu, spun ce mi se, fac ce mi se spune. Și polițistul așa și-a făcut. S-a răfuit cu mine și m-a amendat, fără ca să mă audieze, fără ca să ceară video. Și am scris în plângerea mea că eu m-am plâns pe ea și pe ea tot au amendat-o și ea zice că a plătit amenda, deci și-a recunoscut vina. Deci au luat doar plângerea mea, iar în plângerea mea scrie că am imagini video. Nu m-a căutat o lună cât eram la Chișinău să-mi ceară imaginile video, m-a amendat, în instanță de judecată n-a venit, sper că judecătorul, tot așa ca și în cazul Valentinei Avramiuță la Căușeni, o să zic că, băi, polițistule, pa, la revedere și o să-mi anulez amenda. Dar mă aștept la orice și la Curtea de Apel tot așa. S-a întâmplat cazuri să fie evident dreptate de partea mea, dar judecătorii să decidă altceva. Oxana Pih zice, îngerul tuturor celor care au nevoie. Mulțumesc că ăsta e un compliment, dar într-adevăr, dacă aveți nevoie de mediatizare și protest, apelați la Brega. Mă găsiți pe Facebook, pe Skype, pe Viber, pe Twitter, pe Odnoclasnici nu-s, doar pe contacte. Cam astea sunt comentariile. Dacă nu vrea nimeni să intre cu mine în direct să comenteze, în afară de mesajele cele, să mă uit pe Facebook dacă nu sunt mesaje pierdute, pentru că sunt unii care îmi scriu prima dată și se duce în cutie de așteptare, nu vine direct, nu primesc notificare. Și poate mai sunt unii care mi-au scris pe pagina Oleg Brega, pentru că când mă caută lumea Oleg Brega, mă găsește întâi cu pagina, nu cu profilul. Acum se numește pagina Candidat Exclus de Mafie. Pentru că m-au exclus din cursa electorală astă toamnă, când am încercat să candidez și pentru Consiliul Municipal Chișinău și pentru un loc în Parlament pe circumscripția 33 în suburbiile Chișinăului. Am adunat destule semnături, dar nu m-au înregistrat mafia. Cineva îmi zice că mâine mă apelează pe Skype și nu m-a apelat. Dar ați văzut că ultima vreme așa fac interviuri pe Skype, pe Viber, pe WhatsApp, pe Facebook. Și altcineva tot așa mă convinge că o să-mi trimită povestea descrisă cum s-a întâmplat ca să o mediatizăm. Eu cred că mediatizarea are rost și problemele se pot rezolva prin mediatizare. Iată un caz foarte recent. Omul se plângea că i-a luat poliția toți banii din casă. Iată, tot pe Curaj TV. Într-un dosar penal în care el zice că n-are nici înclin, nici în mânecă. Și după ce am făcut acest interviu, l-a chemat avocatul pe care l-a criticat că n-a făcut nimic și zice: eu sunt avocatul și ăla care nu a făcut nimic. Veniți, vă rog, la poliție și o să vă luați banii. Și într-adevăr, chiar dacă era duminică ieri, i-au dat toți banii și i-au spus că s-ar putea să scape de învinuire dacă mâine la testul poligraf va da rezultatul bun. Și omul se duce cu inima deschisă, știe că n-a făcut nimic, se duce cu inima deschisă să susțină testul poligraf cu detectorul de minciuni. Și sper mâine să-mi sune să facem din nou un interviu ca să povestească cum a recuperat banii și cum a scăpat de bănuirea că el ar fi jefuit pe cineva la Călăraș. Gheorghe Gherțescu, zice omul că îl cheamă, și iată, l-a ajutat mediatizarea pentru că a obținut banii cu care își întreținea familia și de care avea mare nevoie, dar polițiștii i-au luat din casă și nu catadixeau să îi întoarcă. Să vedem dacă mai sunt întrebări, comentarii. Dacă nu, cu inima împăcată o să închid. Cam atât. E ora 8 la București și la Chișinău. Suntem deocamdată pe același fus orar. Poate într-o bună zi cășunează lui Dodon să se mute. Cam atât am avut de relatat. M-aș fi bucurat dacă intrați și voi să comentați, să polemizăm poate. Dar și așa, mulțumesc pentru că m-ați privit, că ați comentat pe chat. Mă bucură și dacă dați like, share pe Facebook, pe YouTube, pe alte rețele sociale unde mă găsiți, pentru că asta mă ajută pe mine să devin vizibil, să mă fac auzit și ajută pe cei care apelează la mine ca să-și facă auzită problema, ca în felul ăsta să încercăm împreună să o rezolvăm. Cum am zis, Brega vă ajută gratuit, doar cu protest și cu mediatizare. Sfaturi juridice vă pot acorda la nivel de amator, de parajurist. Mai mult decât un parajurist nu știu, pentru că nu am studii juridice. Dacă aveți nevoie de sfaturi profesioniste juridice, apelați neapărat la un jurist, o avocată, pentru că eu nu știu decât în domeniul libertății de exprimare, a drepturilor omului, câte ceva, nu foarte mult. Sunt mai degrabă artist, jurnalist, cineast și iată politician amator. Aștept alegerile din România să candidez și aici, pentru că în Republica Moldova o să avem câțiva ani de stabilizeț. Noroc!